Au scurs 165 de ani de la unirea principatelor române, Moldova și Țara Românească, și 158 de ani de când acestea au căpătat numele de România. De atunci, ni se tot vorbește despre traiul bun ce urmează a se revărsa peste țară și peste cetățenii ei. Puțină lume știe că traiul bun este o distinție aristotelică, prin care celebrul filozof al Greciei antice înțelegea a deosebi între supraviețuire și traiul bun, ba chiar oferise și o soluție menită a instaura traiul bun. Valabilă mai ales astăzi, aceasta constă în a înlocui relațiile de rudene cu simple relații oficiale de prietenie. Ce s-a ales azi de idealul tuturor românilor, adică de o Românie mare, întemeiată pe dreptatea lui Dumnezeu și credința poporului său, exprimată atât de clar și de concis de către episcopul Iuliu Hosu. Îmi pare că iluzia traiului bun, trâmbițat de către toate guvernele post-decembriste, se destramă, mai ales de când clubul Select, din care facem parte, ne-a văduvit de toată avuția pământului binecuvântat pe care ne-am născut și, vorba lui Moș Ion Roată referitoare la uninere, țăran din divanul ad hoc, suntem chemați a purta împreună tot noi o pinca, o stâncă pe umerele noastre. Avea dreptate înțeleptul bătrân, pentru că astăzi visul celor cărora le-am conferit legitimitate în pofida declarațiilor lor legate de interesul național pare a fi sintetizat în două versuri. Ce-ți dorim noi ție? Bine să ne fie!